Bună, prieteni! Astăzi gătim. Ba chiar de astăzi o să încercăm să gătim pentru voi periodic. Și începem cu un fel de pandișpan din fulgi de ovăz și tărâțe de psyllium, dar cu mult mai puține calorii și fără niciun strop de zahăr adăugat. Ingredientele de care aveți nevoie sunt 150 de grame de fulgi de ovăz și 30 de grame de tărâțe de psyllium. Trebuie să încercați câteva variante de fulgi ca să vedeți cu care nu este blatul gumos, 400 de ml de lapte, 2 ouă întregi, 3 albușuri, un plic de praf de copt, 50 de grame de îndulcitor, 100 de grame de căpșuni congelate, îndulcitor aromat și câteva fructe de pădure, 4 iaurturi grecești și 2 cutii de brânză de vaci. Fulgii, tărâțele și laptele se amestecă până se absoarbe laptele. Ouăle și albușurile se bat, se adaugă îndulcitorul și praful de copt, se pun peste amestecul făcut înainte, se omogenizează bine și se adaugă căpșunile. Se lasă la cuptor timp de 30 de minute, se scoate și se răcește. Rezultă un fel de blat moale. Apoi, amestecați iaurtul grecesc cu brânza de vaci și îndulcitorul aromat și puneți câteva linguri din acest amestec peste o felie de blat când îl serviți. Ornați cu câteva fructe de pădure. Nu mă pricep eu la plating, dar gustul vă asigur că este excelent.